Dar ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața mea am mărturisit-o în mici grupuri și în familie, în mod special. Și cred că totdeauna când Dumnezeu lucrează în viața unui om și așa cum a lucrat și în viața mea, ne inspiră la mai multă credință. Și sper că și cei care ascultă pot să fie inspirați la aceasta, întăriți, ajutați din punct de vedere spiritual să se încreadă în Dumnezeu. Aș începe cu uh, experiența căsătoriei. Aș vrea să mă axez mai mult pe uh, faptul că Dumnezeu călăuzește. Dumnezeu călăuzește în multe feluri. Și uh, noi trebuie să luăm seama la modul cum uh, El uh, vorbește, așa cum spune și în scriptura, Dumnezeu vorbește într-un fel sau altul, însă omul nu ia seama. Dar. Uh, atunci când suntem interesați să știm voia lui Dumnezeu, trebuie să avem această perspectivă, ochi deschiși, urechi deschise, atenție în jurul nostru, în lăuntrul nostru, la părtășirea cu Dumnezeu, la părtășirea cu frații. La... Dumnezeu poate să vorbească și pentru un străin, Dumnezeu poate să vorbească în multe feluri. În experiența căsătoriei pe care o prezint, se văd anumite moduri de călăuzire pe care Dumnezeu le-a folosit în, în, viața mea. Ca tânăr eram mai mult dornic să slujesc pe Dumnezeu. M-am păzit de prietenie cu fete chiar din biserică și să nu mai vorbesc din lume, și nu m-am gândit la așa ceva, dar M-am -am ferit să am aceste prietenii, și dintr-o frică de a nu păcătui. Și totdeauna am vrut să știu voia lui Dumnezeu, mai întâi, cu privire la căsătorie. Am considerat căsătoria ca al doilea lucru în importanță după botez, după mântuire. Și i-am dat atenția cuvenită. Cu toate acestea. N-a fost simplu să găsesc, să găsesc pe soția mea, sau ea să mă găsească pe mine, sau Dumnezeu să ne, să ne unească. A fost o experiență mai deosebită. Nu mi-a plăcut, de exemplu, să mă îndrăgostez dragul unei relații, unor experiențe cu o fată, nu? ca orice tânără. Există această înclinație, nu? Dar totuși nu mi-a plăcut lucrul acesta, n-am -am folosit acest mijloc pentru a cunoaște fete și a avea relații într-un fel sau altul cu ele. A, am comunicat, da, am fost un, un creștin normal, aș putea să spun, dar nu am adâncit o prietenie cu o, o fată, după aceea să adâncesc cu altă prietenie, cu o altă fată, să văd care este potrivită. Deci nu a fost ideea, mentalitatea mea și n-am văzut lucrul acesta ca fiind un lucru folositor. Uh, nu am... Uh, deci am, am refuzat uh, uh, o cale a, cum să spun eu, să, să mergi la ghici. Uh, o fi asta, o fi cealaltă, uh, care o fi soția mea, să vedem uh, acum uh, pe cine aș putea alege. Uh, am refuzat să merg așa n-am înțeles așa călăuzirea lui Dumnezeu. Când am făcut cunoștință cu soția mea, viitoarea soție, nu m-am gândit că o să mă căsătoresc cu ea, nu m-am îndrăgostit chiar la prima vedere, dar după un timp mi-a rămas în minte și după ce am întâlnit-o de mai multe ori, am început să mă îndrăgostesc de ea și ea nu era botezată. Abia venise din lume în biserică, s-a uh, uh, pocăit, s-a încrezut în Dumnezeu, dar urma pasul acesta al botezului. Eu am stat liniștit și am așteptat să văd dacă într-adevăr se botează, să văd cum merg lucrurile. Nu am căutat nici de data aceasta de să intru în, în, într-o relație prematură și să numesc de apucat. Deci am, am rugat lui Dumnezeu mai mai întâi, ca Dumnezeu să lucreze. Că dacă e voia Dumnezeu un lucru, aceea se face. Și trebuie să ai răbdare și să te rogi, este cel mai indicat lucru. După un timp, nu mai aveam aceeași tragere, cum să spun eu, de inimă sau aceeași elan în slujire. Pentru că nu mai puteam scoate din minte pe soția mea, deci viitoarea soție. Nu mă gândeam mereu la ea, nu mai puteam nici măcar să slujesc așa cum se cuvine, nu puteam să mai mă concentrez asupra studiului Bibliei, nu mai puteam să mă concentrez așa ca mai înainte asupra vieții de credință, pentru că aceasta era de fapt plăcerea mea și cuvântul lui Dumnezeu și studiul Bibliei și, și lucrare cu tine și cu toate acestea... A, Soția mea deci, a luat un loc foarte important în lăuntrul meu, în inima mea, în gândirea mea și e, am ajuns într-un fel de criză, și atunci am hotărât un lucru foarte ciudat. La, mă uit în urmă, experiența este de aproape 30 de ani în urmă, dar am hotărât un lucru foarte ciudat, anume să trag la sorți. Și e, știam că în, în vremea aceea eu. E, Chiar studiam despre cum călăuzește Dumnezeu. Și una, una dintre metodele lui Dumnezeu era uh, și tragerea la sorți. Nu este indicată între creștini, nu uh, este așa de bine văzută această metodă, dar uh, este în Biblie. Și uh, eu mi-am pus întrebarea atunci ce aș putea face în situația de criză în care mă găseam erau mai multe fete în adunare, multe, ca de obicei vorbesc de pe vremea comunistilor, de pe vremea lui Ceaușescu, erau mai multe fete decât băieți. Și nu știu acum care este situația, dar numărul femeilor în biserică a fost totdeauna mai mare. Și eu mi-am pus întrebarea de ce m-am eu de, de, de fata aceasta, de ce trebuie eu să, să mă gândesc la ea, de ce îmi, sunt blocat în situația aceasta? Nu am vrut să fiu luat de un foc de paie care să se stingă sau să fac erori. Nu știu de ce, dar m-am gândit la aceasta, să trag la sorți. M-am făcut bilete. Erau peste 25 de bilete. Și am scris și. A, Alte variante, de exemplu, așteaptă, nu-ți spun nimic, deci nu-i nu voia mea să, să nu-ți nu vorbesc. Nu. Deci am considerat că pe fiecare bilet să scriu numele fetei și mai multe variante deci, prin care Dumnezeu mi-ar putea vorbi. Nu sfătuiesc pe nimeni să meargă exact după modelul acesta, pentru că și în Biblie sunt diverse modele, diverse întâmplări. Chiar despre căsătorie, și nu prea seamănă una cu alta. Dumnezeu vorbește pentru fiecare într-un mod. Dar pentru mine a vorbit așa și n-aș vrea să fiu o pricină de potrivire pentru alții. Dar mi-am făcut biletele acestea și am tras la sorți. m am rugat Domnului. Aceasta este foarte important să subliniez din nou. Pentru că aceasta a fost metoda, și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, mă rog, și după aceea trag la sorți, pentru că am tras la sorți de trei ori. Și m-am rugat, doamne dacă eu de fapt vreau mai mult să ies din situația asta, să fie clar ori este, ori nu este, să nu mă mai gândesc și atunci vreau să ies cumva din situația aceasta de criză. Și uh, am tras la sorți. M-am rugat, am tins mâna, am luat din biletele pe care le-am făcut toate la fel, împăturite la fel, ca să nu cumva. De fapt, le-am luat cu ochii închiși. De fiecare dată am întins am mâna și cu ochii închiși, rugându-mă, și am luat din biletele acestea un bilet. Deci, prima dată era numele soției mele. M-am rugat din nou și am luat al doilea bilet, și era numele soției mele. Le-am pus înapoi, le-am amestecat, m-am închis ochii, m-am rugat. Și am luat și era numele soției mele, al treia oară. Și atunci mi-a venit în minte, eu prima dată ca să trag la sorți, m-am gândit cum au post, au tras la sorți, nu? Dacă ei au tras la sorți, de ce să nu trag și eu în cazul acesta, în, în, mijloc de călăuzire, despre care totuși se vorbește. Acum, când, după ce am tras de trei ori la sorți și sorțul a căzut pe numele soției, viitoare soție, atunci am zis: mi am adus aminte de Gedeon. Cum el l-a pus pe Dumnezeu la încercare de două ori cu lână. Și atunci am zis: Doamne, te rog să mă asculți și de alte trei ori. Dacă e de alte trei ori, eu trag la soț și este ea atunci eu știu că ea este viitoarea mea soție. Am uh, procedat așa, m-am rugat și cu gândul acesta în, în minte, m-am gândit la ceea ce a făcut Gideon și a zis, Doamne, fă și pentru mine lucrul acesta, dacă este voia ta. Și m-am rugat și de trei ori am făcut același lucru, m-am rugat, am luat biletul și era numele soției mele. Acum vă dați seama, de șase ori până acum, de șase ori am tras la sorți și am luat biletul cu numele viitoare mele soții. Eram așa, într-o stare de semisiguranță, Nu eram prea sigur. Și mi-a fost cumva și teamă să nu să amesteci cumva vreun necurat, să fac eu ceva care nu-i place lui Dumnezeu și am început îndoielile. Și după ce, de șase ori, am tras același bilet, deodată parcă m-am gândit dacă cumva eu fac ceva, pentru că era evident că era anormal, nu era ceva uh, omenesc, era mâna lui Dumnezeu. Dar eu am vrut să înțeleg mai bine, Doamne, am zis, pentru încă o dată, încă o dată. Uh, Mi-am adus de Avram, cum uh, Avram... Uh, am mijlocit pentru Sodoma și Gomora. Și Dumnezeu s-a lăsat uh, înduplecat de, de Avram de mai multe ori. Și Avram, în final, zice: uh, voi, mai, voi mai vorbi încă o dată. Deci, mă iert, Doamne, dacă mai vorbesc încă o dată, ultima dată. Și așa am spus și eu. Eu m-am gândit la aceasta atunci. Și am zis: Doamne, păi, cum a făcut Avram? așa fac și eu. Încă o dată, dacă încă o dată tu îmi vorbești, atunci știu, numai de data aceasta, ultima dată. Și m-am rugat și de trei ori am luat din aceste bilete și cu ochii închiși și de fiecare dată a fost numele soției mele, viitoare. mele soție. Când, de fapt, de nou ori să trag același bilet, a fost pentru mine, într-adevăr, după, după această ultimă rugăciune, și tragere la sorți, deci a treia oară, de trei ori, a zis, da, acum știu, tu ești cel care mi-ai vorbit, este clar, nu nu, nu, nu mai este discuție, am zis, Doamne, este clar, este evident. Mi am pus biletul în Biblie, bineînțeles, știți, mintea omului sub, înclină spre superstiție cumva, dar l-am aruncat până la urmă biletul, că nu era biletul important, era important că Dumnezeu mi-a vorbit modul cum Dumnezeu m-a călăuzit și ce Dumnezeu mi-a mi arătat. E, și cu toate acestea, în, în stabilirea relației propriu-zise cu soția, într-un fel sau altul mai, mai în profunzime, deci să intrăm într-o discuție mai serioasă, să ne împărtășim lucruri mai serioase, știu, să ne vedem modul de gândire, modul de, de comportamentul nostru, caracterul, să ne cunoaștem mai mult... N-am avut îndrăzneala să mă duc la ea și să încep eu să îi propun ceva ei. Și mă simțeam foarte strânjenit și foarte... Deși știam că e Dumnezeu, da, Doamne, asta este, e, Tu mi-ai vorbit, e clar. O mai vedeam că se duc cu anumiți prieteni pe aici, pe acolo și mă gândeam, Doamne, tot este sub controlul Tău. Eu, dar totuși, dacă e, Tu mi-ai vorbit așa, fă ca să vină ea la mine. Deci, vă dați seama, deci, acum uh, am exagerat puțin, după atâția ani îmi dau seama că am exagerat, dar Dumnezeu s-a lăsat în duplecat. Uh, eu nu știu cum, dar Dumnezeu este foarte bun, este foarte atent și dacă ești sincer, uh, eu nu spun că Dumnezeu vorbește totdeauna așa, în niciun caz. Deci n-am mai tras la sorți uh, n-am ispitit pe Dumnezeu, n-am cerut să-mi vorbească Dumnezeu în același fel, mereu. Dar atunci Dumnezeu mi-a vorbit așa. Și deci, ce pot face eu dacă El a fost așa de bun? Pot să spun eu altceva decât ce s-a întâmplat? Deci consider că Dumnezeu în harul Lui, în mila Lui, vorbește fiecăruia câteodată într-un mod personalizat și în bunătatea lui se apropie de fiecare și îi arată voia lui, dacă este sincer și îl caută cu toată inima pe Dumnezeu. M-a rugat lui Dumnezeu, deci soția mea vine într-o seară după serviciul de vin, am avut o oră de rugăciune, nu mi-aduc aminte bine exact, dar oricum era în cursul săptămânii și vine și îmi spune Uh, fii atent, uite, aș vrea să fac și eu ceva uh, pentru Domnul. Simt nevoia să fac ceva. Ea, de curând, botezată, uh, uh, vrea să simțe nevoia să facă ceva. Și atunci am zis, bine. Am, am văzut imediat atunci, mi-am dat seama că Dumnezeu a făcut așa, asta e mâna Domnului. Și am zis, uite, cunosc o femeie oarbă care are nevoie de ajutor, am putea merge să facem curățenie, să, să o ajutăm. Câte, câte lucruri sunt de făcut într-o casă unde este un orb. Și uh, ne-am dat la întâlnire și acolo am cunoscut-o mai mult, am vorbit mai mult uh, și am văzut-o la lucru, cum spală pe jos, prin bucătărie, prin bai, am ajutat-o și eu și ne, ne am început să ne uh, cunoaștem din să, să comunicăm mai mult și la sfârșit, pentru că am fost de mai multe ori în, în această slujire cu ajutorul lui Dumnezeu, femeia aceea, oarbă, la sfârșit, noi, noi ne rugam și ea deja a început să roage pentru noi, pentru căsătoria noastră, deja ea știa, era clar pentru ea cam că, că cum s-au lucrurile și noi. E, e, tăceam din gură, spuneam și noi amin și în felul acesta pot să spun că Dumnezeu ne-a ne, -a, ne -a ajutat să, și ne-a apropiat unul de altul. Deci Dumnezeu ne-a apropiat. Nu ne mi-a dat seama că nu este firea pământească care ne-a apropiat. Nu este... Nu sunt impulsuri omenești, ci pur și simplu Dumnezeu în harul lui, în mila lui, cu puterea lui, prin mijloacele lui, pentru că ei se văd câteva mijloacele, nu nu mai tras, trasul la sorți. Deci, și răspuns la rugăciune, deci când am rugat pe Domnul și Dumnezeu mi-a deci a făcut ca ea să vină la mine, apoi este această rugăciune a femeii, deci și lucrul acesta, Dumnezeu vorbește și prin acestea. Dumnezeu vorbește și prin sfatul unor oameni înțelepți cu care poți să te consulți. Dumnezeu vorbește prin fraze în adunare, da? Și iată că deja erau câteva moduri de călăuzire pe care eu le-am luat în considerare. Nu a fost doar tragerea la sor și gata. De fapt, eu nici nu i-am spus viitoarele mele soții că eu am tras la sorți. Nici măcar nu i-am spus, pentru că aș fi zis că sunt de bun și că nu e adevărat și aș fi stricat totul. Mi-am dat seama că era prea de tot. Era prea de tot să spun așa ceva. Și asta cred că este tot de la Dumnezeu. Că mi-a dat minte să înțeleg anumite lucruri. Că Dumnezeu îți dă înțelepciune și uh, cum să procedezi. Și dacă ai răbdare și aștepți mâna lui, și aștepți uh, inițiativa lui Dumnezeu, uh, cred că Dumnezeu. Uh, te călăuzește, ne călăuzește, ne ajută. Uh, un lucru care mi-aduc aminte este faptul că atunci când am fost la fratele păstor uh, să anunțăm uh, dorința noastră de a ne căsători, eu și soția mea, eram foarte fericiți, uh, fratele păstor și uh, dumnealui, uh, era o atmosferă plăcută, dar mie mi-a fost rușine să spun fratelui care era păstor că de am tras la soarzi de 9 ori. Mi-a fost rușine. Nu știu de ce, dar m-am gândit cum, ce credință am avut eu dacă o trebuia să trag la sorți de 9 ori. Și i-am spus că de 3 ori. De fapt, am tras la soarzi de 3 ori câte 3. Dar eu i-am spus că am tras la soarzi de 3 ori. După aceea, după câțiva ani, am spus că de 3 ori, dar de fapt 9 ori. Deci mi-a fost rușine să-i spun că, de nou, ori. necredința este ceva care aduce un pic de rușine. Așa, parcă m-am simțit ru rușinat că nu m-am mulțumit cu modul în care Dumnezeu mi-a vorbit poate de trei ori, nu? De deci, nu era suficient? Și cu toate acestea, Dumnezeu deci, s-a lăsat, -a lăsat în duplecat, în continuare și m-a ajutat. Mi-a răspuns la rugăciune, așa cum am cerut eu. De ce a făcut-o el, eu nu știu, nu pot să spun de ce Dumnezeu a făcut lucrul acesta, că nu, nu cred că e ceva obișnuit, dar l-a făcut. În situația aceasta, eu trebuia să fac următorul pas și să o cer în căsătorie. Existau atâtea cazuri de tineri care cereau în căsătorie, pur și simplu. Nu era una, primea răspunsul nu, cealalta, cealaltă îi spunea asta. Nu, sau poate, da. Nu știu, dar mergea așa. Și erau și dezamăgiți unii, pentru că seama dacă s-a aprins în inima unui tânăr un foc, și tânăra nu este pe aceeași lungime de undă, Nici nu vrea să știe de așa ceva. Și atunci este o experiență, aș putea spune, tristă. Și noi nu suntem ca ceilalți oameni. Noi suntem născuți din Dumnezeu. Noi avem, într-adevăr, nevoi fizice, dar și singurătatea, este grea singurătatea, dar trebuie să lucrăm cu Dumnezeu, trebuie să ne lăsăm în mâna Lui, trebuie să apelăm la ajutorul Lui, trebuie să-L punem pe primul loc, pentru că suntem născuți din El. Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, avem aceeași natură cu Dumnezeu și îl dorim pe Dumnezeu în orice lucru în viața noastră. Pentru că suntem din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Dacă n-ar fi așa, am dori alte lucruri. Dar așa a fost în viața mea. Deci astea sunt lucrurile care s-au întâmplat. Într-o seară, după ce am fost la sora aceasta și am ajutat-o din nou, eu am spus soției mele despre încredințarea din inima mea pe care o am, că ea este soția mea am spus, eu, eu, am încredințare în inima mea că tu ești, tu trebuie să-mi fii soția mea. să fii soție. Și uh, n-aș vrea să continui o prietenie prea lungă care să fie văzută rău sau să termine rău, poate. Dar uh, dacă vrei, roagă-te și tu și dacă Dumnezeu spune pe inimă și te călăuzește și pe tine, îmi spui răspunsul și ceea ce spui tu, aceea este. Știți, există în Sfânta Scriptură un loc unde spune că Eliezer, robul lui Avram, s-a dus să aducă soție pentru Isaac, fiul lui Avram. Când ajunge să o cunoască pe viitoarea soție a lui Isaac, o întreabă, dar întreabă de fapt familia, ce spune fata, dacă fata spune da sau nu, dacă spune nu, eu sunt dezlegat de tot, nu, de tot ce mi-a încredințat Avram să fac. Nu? Cam așa a fost și aici, am spus, doamne, doamne dacă ea spune da, eu știu că tu mi-ai spus așa și aștept ca tu să îmi confirmi ceea ce mi-ai călăuzit până acum, tot ceea ce mi-ai spus se va adeveri. Dar dacă ea spune nu, tu mă dezlegi, de toate responsabilitățile care aș putea să le am, ce aș putea să fac eu. Și am lăsat deci în mâna soției, dar în mâna lui Dumnezeu mai presus de toate, răspunsul. Și soția a, a visat un vis prin care, în care Domnul Isus Hristos bătea la ușă și ea a înțeles că trebuie să răspundă afirmativ. După două zile mi-a dat răspunsul și a făcut acest pas noi nu ne-am cunoscut foarte bine, dar pot să spun că în în, într-un arc de un an de zile maxim, poate mai puțin de la momentul în care am făcut cunoștință, ne-am căsătorit. Ea mi-a dat răspunsul acesta și am făcut răspunsul acesta, am, am făcut pasul acesta fiind îndrăgostiți unul de altul, dar mai, mai mult de atât, cred că prin credință în Dumnezeu. Este importantă dragostea, dar să știți, trebuie să fie și credința în Dumnezeu. Uh, pentru că nu cunoști partenerul de viață, în cazul acesta, cum am, cum am fost eu, nu aveam cum să știu toate amănuntele, tu, cum o să fie. De fapt, niciodată nu o să știi cum o să fie. Trebuie să fie credință. Dacă nu e credință, și cu dragoste se pot depăși toate. Și mai ales cu dragostea lui Dumnezeu. În felul acesta am cunoscut-o și ne-am căsătorit. Ne-am căsătorit, Dumnezeu a lucrat, era o a, a, perioadă de criză enormă, o criză cum, nu știu, nu era de lucru nicăieri, nu era pur și simplu, a, tinerii au plecat din țară, a, erau străzile, parcă eram, eram într-o altă țară, așa era, pustiu noi am rămas, ne-am căsătorit și au mai fost și alți tineri care n-au reușit să plece în prin străinătate, că bisericile s-au cam golit după, după, perioada aceasta de criză. Noi n-am plecat, au fost și alți tineri în dificultate din punct de vedere economic. Din punctul acesta de vedere pot să spun că a fost tot un pas al credinței. Bineînțeles, părinții ne-au ajutat, a fost și aici anumite anumite lucruri destul de interesante, pentru că pe soția mea părinții au dat afară din casă. În final, după ce au văzut că este cu adevărat hotărâtă, și eu m-am dus să cer de la părinții ei și m-au dat pe mine afară. și Bineînțeles că, fiind și creștini, e în cauza aceasta, de fapt. Au vrut să ne elimine, să ne despartă într-un fel sau altul. Însă n-au reușit și n-au fost determinați, n-au fost hotărâți. Dumnezeu a lucrat și prin părinții mei și până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Din punct de vedere economic, Dumnezeu ne-a purtat de grijă până au reușit și noi să plecăm din România. N-a fost o alegere ușoară, n-am dorit niciodată să plec din țară. Cu toate acestea, Dumnezeu a hotărât așa și ziua de astăzi suntem în străinătate și mulțumim lui Dumnezeu că deși și acum trăim vremuri de criză, Dumnezeu este cu noi, simțim mâna Lui la lucru și binecuvântarea Lui peste noi. De aceea mulțumesc lui Dumnezeu. Ceea ce aș, în încheiere, ce, ce, aș vrea să spun cu privire la această experiență este faptul că dacă vrei să fii călăuzit de Dumnezeu, eu cred că este important să fi sincer, să-l cauți din toată inima și să crezi cuvântul lui. Nu cred că experiența care care am, am avut-o eu trebuie luată, aplicată așa cum am spus Cred că fiecare are pentru el de primit din partea lui Dumnezeu un mod, un mod, prin cuvântul său, un mod de călăuzire. Eu încurajez și pe tineri, în special, să își pună încredere în Dumnezeu și să nu se încreadă în ei înșiși, în frumusețea lor, abilitățile lor, capacitățile lor și să nu se dea nici interesanți, mari, să nu fie mândri, ci în smerenie să înțeleagă și să caute, de fapt, pe Dumnezeu și să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Este importantă voia lui Dumnezeu. Acum, pe de altă parte, aș vrea să spun un alt lucru, că sunt căsătorii care se fac foarte repede și foarte simplu. Cei doi s-au sunt credincioși și s-au căsătorit foarte bine. Ei nu au avut uh, experiențe de niciun tip așa mare, pur și simplu îndrăgostirea lor este biblică, sunt în Domnul și s-au căsătorit. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Deci sunt moduri și moduri în care Dumnezeu lucrează, de aceea slăvim pe Dumnezeu eu slăvesc pe Dumnezeu pentru modul în care a lucrat în viața mea, mulțumesc pentru modul în care a lucrat, nu uit, modul, această atenție pe care a avut-o Dumnezeu, această, aș putea spune, s-a apropiat așa cum s apropie un tată din un copil și îl învață și arată și îl îndrumă și nu-l lasă și se lasă în duplicat când te ceri. Așa a fost de aproape și așa de încât acum, după ani și ani, îmi dau seama că Dumnezeu a fost foarte, foarte bun. Și îi mulțumesc pentru aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze.